Cine? Tu și ei ați observat? Da, ieri făceam un fel de tuse strălut, nu știu cum să zic. Ce-i văzut mara? Ce faci, Teo? Da, nostru câine. Dă-te, Teo. Ce-i căutat? Salut și bine ați venit cu noi într-un nou vlog în care ne vom ocupa de negruț. Făceam un daily vlog normal, am ajuns acasă și am descoperit că negruț nu prea arată bine. E cam moale, blana lui nu mai e lucioasă, pare că nu se mai spală așa cum se spăla el de obicei și are un mieunat cam gâjit. De asta trebuie să-l ducem la veterinar. Salutare, întâi trebuie să mergem, să luăm o cușcă. Repede. Mami, rămâi să faci mâncare. Sper să-l mai găsesc pe negruț că veniți înapoi. Și după aia venim înapoi, îl punem în cușcă și la veterinar. Hai, repede, pa. Succes, pa, pa. Priviți-l pe negru. Negruț, uitați cum arată, e murdărel. E slab, foarte. E foarte slab, așa? Și noi dăm toată ziua mâncare. Odată, mama cu tata i-au dat de 2 ore într-o zi mâncare. Și tot degeaba. Da. Hai, negruț, mergem. Uite căpușă, vino repede. O scos tu sau? O scot eu. Nu, și-am găsit o căpușă. Ușă. Tati, eu zic să-i scoți tu. Crezi? Da. Păi de ce să-l lasă să se chinuie până când vii tu? Hai. Poți așa sau poți să-i rămână cap acolo? Poți să-i rămână cap. Gata. I-a scos-o. După cușcă. Succes. Și? Cușcă. Am luat cușcă de aici de la doamna doctor, unde o să revenim în curând. Da. Hai. Să-l punem pe negruț acolo, da? Mara! Se aude ceva la ușă. Mă duc să văd. Cred că au venit. Uite! Am luat cușcă! Ce e, Teo? O cușcă pentru negruț. Și dacă l-au căpit pisică să-l păzească, se desface de aici. Și ia uitați. Am înțeles. Ca să nu poți să iasă, se desface de aici, de aici, încă se dă tot pe ușa jos. Corect. Se desface de aici. Super! Cu ușa. Bravo! Și unde-i negruț? Afară. Doarme, doarme pe poduri. L-ai găsit, nu? Da. Uite, de aici se dă că așa se blocă. Păi, întâi mâncați sau plecați? Plecăm. Și gata. Gata, hai să închid. Tu ții cușca? Da. Și eu îl bag în cușcă? Da. Hai, bolnavule, hai. Hai, bolnavule, la doctor. Hai, op. Lasă cușca jos. Hai să vedem cum se întâmplă magia. Hai, negruț, hai. Se bagă? Nu vrea? E normal că nu vrea. Hai, negruț, hai. Gata, negruț. L-am băgat? L-am băgat pe negruț. Ia, hai să vedem ce face negruț. Plânge. Nu se vede nimic. Hai. Hai, Mara, hai. Aoleu, cum umbli. Taram. Negruț e capri. Centurile și la drum. Oare motanul trebuia să stea și el în centură? Știți, există și pentru... A scos o gheruță și se vede un ochișor. Negruț, te plimbi, nu? Hai că ți-e bine acolo. Mergem la doctor să vedem ce ai. Drum. Asta e carnetul lui. De sănătate. Super. Tati are negruțul, iar eu am carnetul. Bună ziua. Bine v-am găsit. Era așa frumos zilele trecute și deodată s-a jigărit așa. Era gras și acum nu mai e, adică deodată, nu că... Când ați observat? Câteva zile, iar ieri simțeam că tușește strănută cumva ciudat și când merg la ea, parcă era răgușit. Ce v-am temperat? A avut o căpușă, acum i-a scos-o, Costel, a găsit-o. E șocul 2, temperatura este normală. Bine că n-are febră. Păi... 4 kg. Oho, ești un dolofan! Și erai mai dolofan! 4 kg. Da. Și plus că mi s-a părut că mănâncă mai mult în ultima perioadă. Ce înseamnă? Ia, să-i deparazită. Uite cât de frumos, da! Da, ca niciodată! Și, da, să știți că el nu s-a schimbat ca și motor, adică tot sălbatic e. Și caracterul lui. Clare, da. Numai că acum, din cauza că e bolnavior, cred. Adică nu stă la iubit. Tuse, ați observat? Da, ieri făceam un fel de tuse strălut, nu știu cum să zic. Și nu mai are vocea. Tuse seacă? Uscată? Da, uscată. Și dăm un compliment antiparalizant. Starea lui generală este în regulă.
și o să-l țineți, vă rog, sub observație. Mă interesează dacă puteți 2-3 zile în interiorul casei, da? Să fac la litier. Da, oare mai face? Că am mai pățit, l-am băgat inițial în casă când am venit la casă. Și-a făcut pe lângă litier. A, din greșeală. Nu, dar din greșeală. În gât. Și el acum înghite? Nu recunosc. El este foarte fericit acolo unde l-am dus, adică... Adică are teritoriul lui mare și doar al lui. Și are o gagică. Când doriți, putem castra. Da. Castrarea aduce și beneficii. Acum vă las pe dumneavoastră să ne spuneți. Nu mai are tendința de a-și marca teritoriul. Unul la mână. Nu mai avea rândul peste tot. Va fi mai atașat de cămine, de casă, da? Pentru că există șansa să intri în conflict cu alți motari. Oricum intră, el este un... Este zgâriat non-stop, vine bătut chiar. Da, de asta, ca să evităm astfel de cazuri, majoritatea proprietarilor tind să urească castrarea, da? E parametare externă. Așa. Îi facem aici o micuță cărare ca să se ajungă substanța direct pe piele și nu pe veniță, da? Acolo. Și el ar trebui să stea așa cu minte. Uite, dar stă cu minte. Bravo, negru. Deci, la cu minte, dar la noi oare... Opa. Bravo, negruț, ai fost foarte cumințel astăzi. Are o rană acolo, da. Oh, ce-i acolo? Da. Cred că... Gata, gata. Uite, uite ce frumos. Da, mă, da, știu. Mulțumim, doamnă doctor, pentru ajutor. Și eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm pe la noi. Și noi îl luăm pe negruț către casă și e bine că nu are nimic. Bine că nu are nimic. Ne-ați liniștit pentru că noi i-am speriat. Gata, negruț, acasă. Ai scăpat. Mulțumim doamnei doctor, de aici de la cabinetul veterinar și pet shop. Cel mai greu, știi, de pe strada Bicaz, că i-a băgat termometru, atât. Da. Cred că și pastila când i-a băgat-o pe gât. Dar e spre sănătatea lui. Așa că tot răul spre bine. Partea cea mai bună pentru negruț este că el va sta în casă măcar 3 zile. Tati, trebuie să mergem să-i luăm o căsuță de aia șmecheră. O ce? O căsuță de aia să se joace. Unde se joacă el în casă? Bine, hai. Pe perdelele noastre? Hai. Fetele sunt foarte bucuroase. Hai, mami. Hai. Negruț, îți luăm căsuță. Negruț, îți facem baie. Aș vrea să-i facem baie. Hai. Uite, uite, asta. Uite. Cu scară. Asta e cam mare, mami. E cam mare și unde o pui? Corect. Cum ai unde o pui? Dacă o pui la mara în cameră. Da, dar unde mai încape și mara în cameră? O pun în bucătărie, adică nu în altă parte. Teo! Merge în bucătărie la ușa. Da. Uite-o pe Teo. Da. Haideți, fetelor. Hai, veniți încoace, poate mai găsim în altă parte. Ce văză mara? Vreau unul, te rog. Nu. Nu. Îl mănâncă negruț, știi că îl mănâncă, da? Da, îl mănâncă negruț. Vin de vrăbiuțe de astea. Oho. Uite, hamsteri. Mamele, un șocolat. Are și papagal, are și hamster. Mai avem doar un motor. Un motor care zgârie. Da, dar e un motor gros. Pești nu i-ați văzut? Pești nu i-ați văzut? Ba da. Asta mai interesant ăștia. Da, da? Nu, ne ajunge negruț. Ce ați găsit pe aici? Uite ce fain, uite pe aici intră hamsterul. Așa. Bun. Și uite câte cuși colorate pentru păsărele, nu? Da. Foarte interesante. Uite așa are Sofia. Și voi vreți să o luăm pe asta? Și cu tot cu asta. Mă. Scrieți în comentarii. Ăsta e prețul, nu? Da. Ansamblu. Da, asta e, uite, ăla. Și eu zic să-i luăm și o litieră, mami, gen așa, cușcă. Așa are doamna de engleză pentru pisici. Da. Asta nu este invers. Nu. Așa? Să dăm cu la bașe. Știți că eu sunt împotriva animalelor de companie în casă, dar dacă doamna doctor a zis așa, trebuie să ne adaptăm. Ce faci, Teo? Doamna nostru câine. Dă-te, Teo. Teo, dă-te de aici. Hai să-ți mai arăt una. Hai sus de acolo. Și ce avem aici? Două pisicuțe, doi cățeluși. Nu cred, deci nu cred. Nu cred așa ceva. Cucuva! Cine-i cuțu-cuțu acolo?
Gata? Gata. Ai scos o parte, nu? Da. Ei, trebuie un pic curățat, numai că acum există riscul să se rupă, știi? Ei. O să pun înapoi. Jucăria este scoasă. Wow! Pare foarte ușoară când vezi. Da. Mi-e pare rău că nu-i mai colorată, da? Na. Da. Ia să vedem ce face negruț. Mai acolo. Da. Mulțumim, da. O zi bună. La fel. Și tati a demontat. Hai, tati. O să mă duc singur acasă. Super. Și pe noi vii și ne intură a doua. L-am dat jos pe negruț. Hai să-l ducem în casă pe negruț, că e nervos deja. Hai să dai tata drumul. Hai, fugi, negruț, fugi. Uf. Uf, negruțanule. Gata, de astăzi în casă. Hai, intri în casă. Hai, fugi în casă, fugi. Hai, fugi. Fugi în casă. Hai, negru, hai. Bravo, negruț. Și acum să scoatem jucăria lui negruț. Ce faci, Bri? Avem aici șampon. Ca să-l spălăm pe negruț mâine. Mâine, că azi am aplicat un tratament. Tratament pentru căpușe și purici. Să-i facem baie, fiindcă ținem 3-2 zile în casă. Da, 3-2 zile în casă. Și uite ce am luat noi pentru 3-2 zile în casă. Iar Briana crede că asta este... Ce e asta, Briana? Căsuța lui negru. Ah, bravo! Pentru că Teodora a păcălit-o că e... Pentru ea. Dar Briana e deșteaptă. Se montează. Ce-i căutat? Asta o să vină la perete și atunci asta o să vină așa în față. Ia privește ce ai tu! De în prima sagă ți-ai reiat. Ei, cum e negruț? Îți place? E moale și gata, a găsit locul. Și-a găsit locul în jucărie. Iar noi așa încheiem vlogul de astăzi. O să vedeți în vlogul viitor unde îi găsim locul. Până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa! Nu uitați un vlog nou în fiecare zi pe Marea Ștefania și Familia Marei.